Povestea Skyhook. Grădina era plină cu tot felul de flori frumoase, iar săracul Sky trecea neobservat de nimeni. Într-una din zile s-a organizat o mare festivitate la vilă, iar fetele au dăruit flori aleșilor lor. O scoțiană a fost atrasă de florile violete ale Sky-ului, acestea fiind simbolul țării ei. Rupse una dintre flori și o prinse la pieptul tinerei gazde. Sky-ul era foarte mândru de onoarea de care avea parte. Peste puțină vreme, tinerii se căsătoriră, iar cu timpul petufișul de Sky din grădină mai rămăsese numai o floare. Tânăra soție o văzu și își aduse aminte că și iubirea lor a început cu o floare de Sky. Rupse deci și ultima floare și o dărui soțului ei. Acesta propuse ca să lipească floarea pe poza lor de la nuntă. Floarea de Sky era mai mult decât mulțumită. Tinerii căsătoriți își pregăteau bagajele pentru a pleca în călătorie. Când copiii își vor lua zborul din casa părintească, suspină floarea, atunci eu voi fi aruncată. Nici vorbă de așa ceva, nu vei avea o soartă rea, i-a zâmbit raza de soare. Cum adică, întrebă floarea, mă vor pune într-o vază sau într-o ramă? În niciuna, te vor pune într-o cutie cu amintiri la care se vor uita cu drag, mereu și de câte ori te vor privi, le vei aminti de o poveste de iubire, răspunse raza de soare. Floarea zâmbi mulțumită de soarta bună care îi fusese dată și de locul pe care l-avea, pe o poză cu două tineri frumoși.